În continuare, Irina intervine în cunoașterea dintre Maria și Antonio. Își dă tot timpul cu părerea și mai ales ați văzut că i-a spus că s-ar potrivi mai bine cu Zein și că acesta chiar o place și e mult mai serios decât Antonio și că nu vede acea chimie și atracție între Maria și Antonio și tot felul de alte lucruri, făcând în continuare pe psihologul cu cei doi. Mie deja mi se pare că e prea mult din partea Irinei, ori se plictisește foarte tare în casa Mireasa de când nu mai are cu cine să se joace, de când Alex și Bogdan, jucăriile ei au părăsit casa Mireasa, ori chiar își dorește ca cei doi să se îndepărteze, respectiv Maria și Antonio, și cu adevărat îl place pe Antonio și-ar dori să încerce ea o cunoaștere cu el, pentru că mie așa mi s-a părut, sincer să vă spun. Oricum, deja mi se pare că exagerează și mi se pare că încet, încet începe să o influențeze pe Maria, pentru că aceasta petrece destul de mult timp cu Irina, stând de vorbă și deși Antonio i-a spus să nu se lase influențată de către Irina, mie mi se pare că un pic se cam lasă influențată de ea, din păcate. Și nu cred că acest lucru îi va face bine.